Nimic. Deci am mai întors piatra asta se doua ori când o întorc. Și avem aici o piele de șarpe. Un șarpe năpârlit. Și avem aici pielea lui. Și încă se poate vedea pe pielea năpârlită modelul de pe spatele șarpelui. Însă din păcate nu foarte bine. Dar pare a fi probabil pielea unei vipere cu corn sau dacă nu a unei șarpe cu o ghepisică, dar vom vedea dacă voi găsi și alte, dacă vom găsi șarpele a cărui piele este aceasta. Am mai înaintat vreo 40 de metri și am mai găsit aici încă o piele de șarpe și aceasta foarte destul de mare. Să se apie. Nu este de la același șarpe, deoarece nu se vede modelul pe spate. Asta e probabil la o specie de whip snake. Putem vedea că a ajuns și până pe aici. Wow, acesta e capul. Puteți vedea aici un pic ochii. Și continuarea pielii e aici. Asta era un șarpe mare, aici a început și pe acolo a terminat. Asta era chiar că era un șarpe mare, n-am ce să spun. Dar pare destul de veche pielea. De șarpele nu mai e prin zonă, probabil. A treia piele de șarpe de până acum, niciun șarpe din păcate încă. Vedem aici cum s-a târât printre pietre ca să scape de pielea veche. Probabil un șarpe beach, un whip snake, cel mai probabil. Uitați aici capul. Da, o scaut în continuare. Am mai găsit încă o piele de șarpe, însă aceasta este mult mai groasă decât celelalte. Asta probabil era la ceva specie mare de whip snake. Sau dacă nu, de la un horbine snake. Dar vom vedea. Am întors câteva pietre și am găsit aici și o călugăriță. Eu nu căutam așa ceva, însă nu pot să spun că nu e binevenită o mică călugăriță. Dacă s-ar și focaliza, ar fi minunat. E un animal frumos, un prădător redutabil, dar nu asta căutăm, noi căutăm șerpi. Deci o să o las să plece aici, în copac. Adică nu-i copac, dar înțelegeți ideea. Și vom căuta șerpi în continuare. Ia e aici. Avem aici un scorpion, un Mesobotus gibbosus. Doar un pui. Avem aici. Mai avem aici și alții. Văzuse mai mult de unul. Bag sau băga sub piatra asta. Nu, e aici. De aici avem acel mic Mesobotus gibbosus. Avem aici. Nu prea se vede bine. De un mic scorpion mediteranean. Îl punem aici pe piatră. Da, imediat. Nu e foarte mare. Ăsta e unul dintre cei mai veninoși scorpioni de aici, din zona mediteraneană. Nu e foarte mare. Așa că o să lăsăm să plece loc la el sub piatră. Uite aici niște piei de scorpion, probabil tot de la aceeași specie ca mai devreme. Și avem aici și acu, segmentul de la coadă. Uitați aici acu de la scorpion. Dacă aici e pielea năpârlită, atunci s-ar putea să fie și scorpionul prin zonă.
Avem aici altă piele năpărită de scorpion. E destul de mare. Și aici e probabil locul unde stă el acum, sub pământ.